Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre modificarea legii cu privire la avocatură, despre ecourile care au în societate loc pe marginea acesteia și, de fapt, până la urmă, ce este mai important, ne referim la faptul că demnitarii și cei care au cel puțin 10 ani de vechime în muncă în domeniul dreptului ar putea să acceadă în avocatură fără de a susține examene. Despre aceste aspecte ne-am propus să discutăm împreună cu Alexandru Iachimciuc, avocat, bună seara și bine ați venit, și Alexandru Prisac, doctor în drept, avocat, bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Domnule Iachimciuc, cu dumneavoastră aș vrea să încep în a explica faptul cât de grave urmează să fie aceste prevederi dacă vor fi votate de către Parlament. Există un pericol în breasla dumneavoastră a avocaturii? Să știți că această, cred că, întrebare trebuie divizată ca și răspuns. Vă rog. Sub două aspecte privite. Unul este, unu, calitatea serviciilor juridice ca și viitori specialiști și, doi, nemijlocit perceperea acelor argumente care au fost aduse de autorii acelui proiect de lege. Revenind la primul aspect, este necesar de a fi ținut cont de chestiunea vis-a-vis de faptul că Uniunea Avocaturii la momentul de față, chiar dacă se invocă că este un monopol, ea de fapt nu este un monopol, ea este o uniune a unor persoane care dețin cunoștințe calificate, asta de fapt și fiind unicul atribut și unica eșchier de departajare a juriștilor de avocați. Este important acest aspect și din simplu fapt că noi avem și legea prevede, Constituția garantează persoanei nemijlocit o asistență juridică garantată de stat, iar aceasta urmează a fi nemijlocit eficientă cât și calificată. Aceasta și este întrebarea care urmează a fi adresată autorilor acestui proiect de lege, vis-a-vis de faptul că majoritatea acestor persoane au o înclinație îngustă. Nemijlocit, odată venind ca și specialiști, ca și avocați, nu avem o reglementare specializată a avocaților. Și atât aici ar fi discutat anumite aspecte. Ce ține de a doilea aspect, majoritatea specialiștilor care la moment au un renume, au o practică și respectiv o calificare, nu văd ca și un pericol nemijlocit proiectul de lege, dat fiind faptul că aceștia nu văd ca fiind o posibilă concurență, ci mai degrabă este o reacție adversă, dacă vreți să spunem în felul respectiv, a modului cum încearcă cineva să-și lobeze anumite interese. Iată, aici este problema și ceea ce colegii noștri cred că o și invocă în mijlocit, ca nu cumva să se aducă atingere nu anume profesiei, ci anume regulilor, ca peste noapte cineva dorind să-și schimbe și să-și promoveze niște interese, având posibilitatea acum în calitate de deputați, să-și schimbe și să-și facă mofturile. Nu de altfel și nu sub alte aspecte urmează a fi privit în viziunea mea și a altor colegi de-ai mei această nemijlocită și acest proiect de lege. Domnule Prisac, cum vedeți dumneavoastră acest proiect de lege? Vine să arunce incertitudine în breasla avocaturii? Majoritatea avocaților, după cum am observat, nu sunt de acord cu această propunere de modificare a legii cu privire la avocatură. Pe părerea mea și, de fapt, și eu nu sunt de acord cu această propunere de modificare a legii, deoarece se pune în discuție acordarea asistenței unei juridice calificate, iar eliminarea sau evitarea examenilor de calificare ar pune sub îndoială calitate persoanele care sunt admise pe calea respectivă în avocatură, pentru că examenele care sunt impuse asigură o admitere a persoanelor care au o pregătire înaltă juridică. Pentru a susține acest examen, persoana aproape trebuie să cunoască toată materia de la care o studiază timp de 4 ani la facultatea de drept. Sunt aproape din toate domeniile dreptului întrebări și de ce oare deputații doresc să evite aceste examene? Ori dacă cunosc materia atât de bine,
să susțină acest examen care, dacă cunoște subiectele respective, îl susții cu brio. Vor avea de suferit doar cetățenii dacă nu vor primi asistență juridică calificată, pentru că deputații au de facere cu o procedură legislativă. În Parlament se adoptă legi, însă avocații nu se ocupă cu procedura legislativă, adică cu adoptarea legii, dar cu aplicarea, punerea ei în practică. Și respectiv, persoanele care acordă asistență juridică garantată calificată urmează să aibă cele abilități de a aplica legea și nu cele pe care le au deputații de a propune proiecte de lege și adoptarea lor. Domnule Chinciuc, probabil deseori ați auzit această viziune în rândul Breslei pe care o reprezentați, că regulile de accedere în avocatură sunt un pic cam rigide, cineva zicea chiar un pic birocratice. Cum este văzut în viziunea dumneavoastră? E așa sau nu? Eu vă pot spune în calitate și chiar de persoană care pe pielea mea personal am simțit, eu cred că este un pic exagerată. Este un pic exagerată nu reieșind doar din faptul că procedura ar fi una birocratică. Eu cred că este elementar de specificat următoarele aspecte. Uniunea Avocaturii are nevoie să cunoașteți de specialiști calificați. Doi, examenul este suficient de rigid. Asta trebuie să o recunoaștem, dar el nu este suficient de rigid atunci când vedem diversitatea spețelor și diversitatea nemijlocit chestiunilor care ne le aduc nouă zi de zi clienții noștri. Reieșind din aceste specificuri, noi considerăm că și practica ne arată că Uniunea Avocaților, prin admiterea acelor persoane număr anual, respectiv dacă este să facem comparații cu alte profesii nemijlocit juridice, mă refer în speță notare, executor, judecătorești, o să vedeți că la ei, chiar prin lege și anual, poate fi să nu existe niciun singur examen. Pe când în avocatură există cu certitudine două nemijlocit examene. Sesiunea toamnă, sesiunea primăvară. Chestiunea vis-a-vis de cum a fost această procedură. Da, posibil, anterior, chiar și eu vă pot spune că anumite întrebări, anumite specii au avut un concept greșit sau au scăpat anumite modalități. Dar în cele din urmă considerăm noi că chiar dacă se invocă anumite rigidități sau anumite birocrații, noi considerăm că aceasta este un examen necesar. Necesar și nu din punctul de vedere al cunoștințelor teoretice, fiindcă pe parcursul stagiului profesional, persoana care dorește să devină un avocat și avocat nemijlocit cu capacități suficiente de a presta acel serviciu juridic, este și dobândirea anumitor calități care nu sunt reflectate și nu este posibil de a fi asimilate nemijlocit din punct de vedere teoretic. Consider eu că acea împărtășire a anumitor sfere și anumitor opinii vis-a-vis că este prea greu acest examen, eu consider că de multe ori acei candidați la examenul respectiv de accedere în profesia de avocat nu sunt suficient de bine pregătiți. Și asta o vorbesc nu doar și din calitatea de persoană care am acces acest examen, ci și din aspectul că în cadrul biroului nostru au fost și sunt și la momentul actual nemijlocit persoane care activează în calitate de avocat stagiar și cărora deseori le sunt puse accentele cum ar trebui luat acest examen. Chiar respectiv în ultima sesiune avem rezultate pozitive, din 2 au trecut. Respectiv, chestiunea dacă persoana muncește și depune suficient efort, nu văd o problemă în accederea acestui și susținerea cu brio acestui examen. Domnule Prisac, dumneavoastră activați și în mediul universitar, în calitate de doctor conferențiar. Spuneți-ne, vă rog, haideți să deschidem parantezele raportat la calitatea tinerilor care iese de pe băncile facultăților de drept și respectiv calitatea versus această inițiativă atunci când ar putea accede și persoanele, ziceam, cu 10 ani de vechime și deputații. Sunt două paralele, haideți să le luăm pe rând. Tinerii sunt suficienți de instruiți? Domnul Chinciuc spunea ceva la acest capitol, dădea de înțeles că uneori mai avem carențe. Deci, în admiterea în profesia de avocat nu se permite ca să fie imediat admiși persoanele care absolvesc facultatea de drept, pentru că
În avocatură se cer aceleași cunoștințe teoretice pe care le obțin și la facultate. Dar mai există un an și 6 luni când persoanele mai au și posibilitatea de a recapitula cunoștințele teoretice, cât și de a obține cunoștințe practice pentru ca ulterior să acorde asistență calificat. La facultatea drept, studenții sunt pregătiți, care și la orice alte facultăți, sunt studenți buni, sunt și studenții mai puțin pregătiți. Și aici avem condiția ca aceștia să se mai pregătească în perioada de stagiere, timp de un an și 6 luni, condiții sau perioada în care este pus și în privința altor profesii, chiar notar și executor, care tot urmează un stagi, o perioadă de stagiere. Respectiv, studenții, absolvenții a facultății drept, nu devin automat avocați, executori sau notari. În cadrul Uniunii poate s-a pus discuția ca studenții, absolvenți, să aibă posibilitatea imediat să obțină și licență de avocat, dar aceasta nu va asigura o asistență calificată din partea acestora și va pune la îndoială calitatea pregătirii sau asistenței acordate. Mai mult ca atât, s-a discutat mult de acea recomandare a Comitetului de Miniștri din cadrul Consiliului Europei, care... Da, chiar vreau să facem referire la ea, o recomandă statele ca să impună la admiterea în profesia de avocat o pregătire înaltă juridică. Deci nu este o condiție doar la nivel de Republica Moldova, dar și la nivel de întreagă Uniune Europeană, unde sunt impuse aceste condiții. Și prin această prevedere, ea este într-un fel ignorată? Pe părerea noastră, este ignorat în acest proiect de lege. Chiar dacă se face trimitere la această recomandare, oricum este ignorată, pentru că m-am uitat în nota informativă și am văzut, da, o avem și noi aici, motivele indicate în nota informativă și vedem că se menționează că reieșind din experiența statelor europene, dar nimic concret. Se face referire și la Germania. Se face referire la Germania, dar se face referire la așa instituții ca referendatum, ceea ce presupune iarăși o perioadă de stagiere, de obținere unor experiențe practice până a fi admis în funcția de avocat, chiar și judecător și procuror. Respectiv, nu putem să pornim de la experiența altor state din Uniunea Europeană care ar impune necesitatea de a admite în profesie de avocat și deputații care au o vechime în domeniul dreptului de 10 ani. Domnule Chimciuc, vreau să vă pronunțați și dumneavoastră raportat la prevederile internaționale și după aceea o să trecem la compatibilități și incompatibilități. Vreau. Ceea ce ține de acele eventuale standarde care, haideți să revenim, cred că una din cele mai elocvente exemple, cred că și, sau paralele ar fi cu conceptele promovate și adeseori statuate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, omului care nemijlocit impune și face diferența în câteva chestiuni. Prima chestiune este ca pe parcursul procesului, și cred că cel mai elocvent ar fi să ne facem referire la cauzele penale și contravenționale, unde nemijlocit se prevede, adică s-ar concepe faptul că statul practic se judecă cu persoana X, nemijlocit cetățean al său sau persoană, în care urmează a fi garantat acestuia abuzul nemijlocit sau eventualul abuz sau eventuala nemijlocit neglijarea drepturilor și intereselor persoanei respective. Considerăm noi că odată cu admiterea sau deschiderea portiției respective prin accederea persoanelor care nu vor avea nemijlocit capacități de regulă ca fiind nemijlocit să aibă legătură cu sfera penală, de regulă acești specialiști care sunt regăsiți în lista
proiectului respectiv. De multe ori persoanele care au acces în baza astfel, să admitem că acced în profesie, începătorii au nemijlocit posibilitatea să depună o cerere la Consiliul Național al Asistenței Juridice Garantate de Stat, unde respectiv marea majoritate a cauzelor pe care le iau ei în procedură sunt cauzele penale. Și practica constantă chiar a instanțelor naționale, a Curții Supreme și chiar a nemijlocit a Curții invocă că odată persoana fiind asistantă de avocat, ea multe din chestiuni și cu referire la articolul 251 Cod Procedură Penală, ea nu mai poate invoca anumite omisiuni odată ce aceasta este asistată de către un avocat. Eu consider că, iată, mare problemă ar fi, iată, sub această latură urmează a fi privită. Căci odată ce persoanele nu dețin cunoștințele respective, noi practic îi punem la dispoziție anumite persoane și anumite, dacă vreți să spunem, jertfe, în sensul creșterii capacității profesionale acestor persoane, viitori, de exemplu, avocați de succes, admitem. Dar pentru mine problema s-ar ridica și din alt punct de vedere. Profesia avocaturii în marea majoritate a țărilor europene este garantată și prin faptul că aceasta este o uniune a asociației libere profesionale a anumitor profesioniști. Și într-o garantare a acestuia, ca și orice asociație, propriile reguli stabilite de mare majoritate sunt aplicabile. Și noi considerăm că prin intervenția nemijlocită a legiuitorului, în speță a autorilor acestui proiect de lege, undeva ne s-ar impune nouă anumite reguli, să nu jucăm după reguli sau spre aspectul că acele reguli unanim recunoscute de toți avocații sunt pur și simplu schimbate de alte persoane printr-un cerc îngust de interese promovate sau care se dorește anumite a fi. Ori încercăm de genul respectiv, cunoaștem noi că au mai perendat în timp și adică astfel de încercări au mai fost de istoricul și chiar recent astfel de încercări au mai fost. Domnule Chimciuc, până la urmă, pe dumneavoastră în calitate de avocat, vă afectează această modificare sau nu? Pentru că până la urmă cei mai buni, cum au avut cazuri, așa și vor continua să aibă. Haideți să continuăm acest gând, poate. Să știți că anumite dezbateri au fost făcute chiar în biroul nostru cu alte birouri respectiv și nu vrem să fim, știți cum, să facem o laudă sau da, o autoapreciere prea mare, dar personal nu considerăm noi că pe noi într-un fel sau altul promovarea respectivii sau lobarea acestui proiect de lege ne va afecta. Va afecta altceva. De multe ori noi preluăm dosare deja după ce acestea au trecut prima instanță, instanța de apel. Și, din păcate, anumite dosare nu pot fi schimbate în ordine de apel sau recurs, dat fiind faptul că deja există cerințe, există anumit un substrat juridic a unui cauze concrete. Și iată, revenind la cauze penale, să știți că practica Curții Supreme este de genul că dacă avocatul sau persoana X, fiind însoțită de avocat, nu a contestat anumite procedee, adică din procedura respectivă care se desfășoară în cadrul urmăririi penale, atunci această nulitate pe care o consideră Curtea Supremă ca fiind una relativă este acoperită prin neatacarea în timp a acelor acte procedurale. Și practic s-ar reieși că acea persoană este privată în cele din urmă. Parcă vedem carențe procedurale, dar din considerentul că avocatul sau persoana însoțită de avocat nu au executat sau nu au instrumentat la timp acele căi de atac sau acele dezacorduri cu mijloace procedurale, atunci practic sunt astupate sau, dacă vreți să spunem, sunt neglijate aceste mici încălcări. Dar domnule Pristac, întrebarea pe care am adresat-o și domnului Chimciuc, vă va afecta acest proiect de lege dacă va fi adoptat în calitate de avocat? Cred că nu doar pe mine, dar întreaga breaslă a avocaților, pentru că cei care vor fi admiși pe această cale în... Pe ușa din spate, am putea spune așa, da? Ca un fel de ușă din spate în breasla noastră, ei oricum vor deveni colegii noștri și dacă vor fi unii vorbiți de rău din colegii noștri, considerăm că ne va afecta și imaginea, pe noi, și pentru că unele cazuri sau unele perioade, unii avocați au avut o imagine bună, în alte perioade au avut o imagine mai rea și cred că aceasta se îndatorează mai multor factori și anume
calitatea asistenței juridice, oamenii care sunt admiși, cum acționează ei și toate acestea fac o impresie privind activitatea noastră în întregime, în general, și cel care primește asistența noastră, ei analizează, poate nu ne spun părerile lor cu privire la activitatea în întregime a întregii Uniunii Avocaților, dar ei își fac concluzii care le împărtășesc între ei fără să ne le spun și apoi noi avem de suferit. De aceea, corect s-a expus doamna președinte Nina Lozan că toți trebuie să susțină acel examen de calificare pentru a asigura calitatea actelor, calitatea asistenței juridice. Mai mult ca atât, dacă vorbim de celelalte modalități de a fi admiși în profesia de avocat, cum ar fi procurorii și judecătorii care au experiență de 10 ani, considerăm că este justificată această modalitate pentru că judecătorii, în primul rând, de fiecare dată au o legătură cu activitatea procesuală. Mai mult ca atât, judecătorii în practica lor au cazuri din diferite ramuri, care țin de diferite ramuri ale dreptului. Dreptul familiei, dreptul civil, dreptul fiscal, dreptul administrativ, practic sunt toate acele subiecte care sunt și la examenul de admitere în profesia de avocat, dar nici nu discuții. Sunt judecătorii care au sunt în mod direct. S-au menținut timp de 10 ani în sistem, considerăm că au o pregătire suficientă. Poate mai puțin este pus în discuție admiterea în profesia procurorilor după 10 ani, pentru că ei mai mult activează sau instrumentează dosarele penale care nu cuprind o gamă atât de largă a relațiilor private, alte domenii decât dreptul penal, dar oricum au și ei dosare civile, acțiuni civile și cunosc cele mai importante informații privind cele care sunt puse la examenul în admiterea în profesia de avocat, iar în privința admiterii în profesia de avocat pe baza titlului de doctor. Da, și aici... de fapt întrebarea mea, cu tot respectul față de cei de la catedră, ce se întâmplă? Teoreticienii, ce fac? Aici, de fapt, e justificat? Sunt mai multe păreri, sunt și păreri pro și contra. Unele păreri contra admiterii în profesie de avocat pe această cale este faptul că cei care obțin titlul de doctor au o specializare foarte îngustă. De exemplu, doar în dreptul familiei sau doar în dreptul muncii. Însă, profesia de avocat necesită cunoștințe mult mai vaste. În toate ramurile, aproape în toate ramurile dreptului și respectiv este pus în discuție ca să nu fie admiși avocații pe calea titlului de doctor în drept. Pe de altă parte, și cei care sunt care au obținut titlul doctor în drept, sunt niște examene în cadrul pregătirii în școala doctorală. Însă, iarăși, aceste examene nu sunt atât de nu conțin acele subiecte care sunt la examenul de admitere în profesie de avocat, sunt doar o parte din acele subiecte. Și respectiv aici părerile sunt împărțite, dar am analizat activitatea mai multor acestor persoane care au obținut licența de avocat prin pe calea titlului de doctor și am observat că ei multe cunoștințe practice încă nu le au. Sunt nevoiți ca să întrebe sunt anumite carențe la acest capitol, da? Să întrebe anumite colegi cum vor proceda într-un fel sau în altul și apoi, după o perioadă, într-un fel de stagieri, dar după ce au obținut licența, ei oricum au nevoie, dar pe de altă parte vor suferi clienților, beneficiarii care pe seama cărora se vor face practic într-un fel, cum spunem așa, dar pe cazuri reale. Și deja vor suferi persoane respectivă. Dar nu pun la îndoială că sunt anumite persoane care au obținut pe această cale și sunt niște avocați cu o pregătire înaltă juridică. Domnule Iachimciuc, pro sau contra teoreticienilor? Să știți că eu am opinia următoare.
Eu nu aș fi împotrivă, doar că din acea solidaritate, dacă este să-i punem pe toți pe aceeași tavă și nu din punct de vedere profesional, ci din punct de vedere a regulilor de admitere în profesie. Eu nu văd o problemă în speranța care de mult se promovează acel concept al specializării nemijlocit în Uniunea Avocaturii, ca anumiți avocați să fie specializați și să dețină licență, de exemplu, pentru domeniul civil sau pentru domeniul penal. Și iată, când ar apărea astfel de încrângături sau dispersări nemijlocit pe domenii de activitate, chiar nu aș fi împotrivă, din contra, sunt, cred că, bineveniți persoane și am menționat anterior că Uniunea Avocaturii are nevoie și chiar și la ziua de astăzi, chiar dacă se pare și s-ar părea că este nemijlocit un număr suficient deja de mare de avocați, avem nevoie de specialiști bine pregătiți. Eu aș fi și sunt solidar cu următoarea afirmație chiar a președintelui. Da. Președintei Uniunii Avocaților, cât și altor colegi, vis-a-vis de faptul că prin admiterea acelor persoane de gen judecători, procurori, vorbim de o posibilă tangență vis-a-vis despre integritatea ulterioară a lobismului intereselor clienților lor, ori colegial vorbind, posibil și din specificul societății noastre. Eu cred că toată norma juridică și consider eu că și practica juridică urmează a fi racordată la ceea ce avem noi de zi cu zi și care problemele este realitatea are societatea noastră. Ori, de fapt, în societatea noastră se vorbește despre anumite fenomene. Și nu trebuie să le negăm că ele ar fi sau există, ci trebuie să le privim din punct de vedere constructiv cum să depășim anumiți factori socialmente vulnerabili, dați să le spunem, dacă este permisiv să afirmăm în felul ăsta. Și atunci, cred că ar trebui să admitem că posibil, ori dacă rămâne Uniunea Avocaturii cu avocați erga omnes ca și nemijlocit specializare, adică specializare penal civil liberă să fie, atunci ar trebui toți să promoveze acel examen. Să știți că acel examen nu cred că este atât de dificil dacă o persoană realmente 2 ani se pregătește intensiv. Să știți că de multe ori ceea ce am vrut să supliniesc, ceea ce am menționat colegul, vis-a-vis de legătura dintre banca facultății și profesarea avocaturii. Profesarea avocaturii de multe ori și la stagiere sunt admise persoane, indiferent, adică când se depune acea diplomă, sunt admise atât persoane cu media de 5,5, cât și persoane de media 9,5 și mai mult, ceea ce practic este foarte greu de obținut și este o muncă asiduă în dependență de 5. Fiindcă trebuie să recunoaștem, 5 la facultate este simplu de a obține, pe când este diferit să obții 8 și mai mult. Respectiv, aici trebuie de privit că când vine o persoană și depune diploma, noi nu avem un prag minim numai puțin de nota respectivă. Avem poate ar fi cazul să existe. Să știți că nu știm dacă ar fi un acea element bară de delimitare. Fiindcă posibil să fie persoane cu capacități excelente cu nota 6 și ar fi imposibil sau puțin probabil ca o persoană cu 9 să facă față avocaturii. Avocatura este un domeniu un pic mai barbar, dacă vreți să-i spunem la ziua de astăzi, ce avem noi în domeniul de concurență, în domeniul de cum trebuie delobat interesele clientului. Fiindcă chiar realmente asta și este. Clienții noștri nu au suficientă, adică societatea noastră nu are suficientă pregătire juridică. Chiar vreau să spun uneori, te hazardează acea lipsă elementară de cunoștințe juridice. Ceea ce un pic ne îngreunează nouă în nemijlocit activitatea de zi cu zi, fiindcă acei judecători cărora noi le prezentăm acele argumente prin actele depuse, pur și simplu se frapează și întreabă și ne întreabă, dar este oare posibil în halul ăsta să lipsească acea clemență juridică? Și atunci noi este suntem cam greu, puși într-o situație penibilă. Și reieșind și din aceste fapte, eu cred că acel mecanism a prezenței acestui nemijlocit examen în profesia avocaturii, el este necesar. De altfel, haideți să privim și să facem paralele cu celelalte profesiuni. Permanent, peste tot, există astfel de examene nemijlocit profesionale unde urmează. Orice domeniu de activitate, orice, chiar și acei traducători, orice domeniu autorizat, nemijlocit presupune o cunoștință și un examen. Prin ceea ce se impune
regulile, cum s-ar schimba, că ar veni, noi considerăm, nu vedem o problemă. O persoană calificată, vă explic încă o dată și este punctul meu de vedere, că nu văd o problemă ca persoana calificată să iei acel examen. Domnule Prisac, dumneavoastră cunosc că faceți parte și din Asociația Tinerilor Avocați. Până la urmă, această asociație a venit cu un punct de vedere oficial raportat la acest proiect de lege. Întrebarea mea este una foarte simplă. Ați fost auziți? Ați fost luat în considerație? Ați fost poate consultați pe marginea acestui proiect de lege? De fapt, sunt parte din unui avocaților, dar nu prea am activat în cadrul acestei asociații. Da. Dar știu că Asociația Tinerilor Avocați au luat un act de aceasta, au reacționat și au făcut o masă rotundă prin care au arătat nemulțumirea vis-a-vis de acest proiect de lege și în special au menționat cele care sunt menționați și în rețeaua avocaților, de exemplu, se a menționat din ce cauză nu se propune ca deputații să obțină și licență de executor devenind deputați, să nu obțină direct fiind de deputați licență de notar. Sunt niște lucruri foarte bizare vis-a-vis de această propunere. Am auzit unul din deputați menționa că ar fi necesară modificarea legii privind la avocatură și de a admite în profesie și acești deputați pentru a asigura apărarea drepturilor omului în mod gratis. Dar activitatea de avocat nu este una de caritate. Nu orice avocat care încheie un contract cu un client, el este obligat să menționeze un onorariu în contract. Cum va putea acești avocați foști deputați să acorde asistență juridică calificată la niște persoane în mod gratuit, pentru că activitatea de avocat îi impune. Și nu coincide, nu aceste propuneri și această fundamentare nu colaborează cu alte prevederi din legea cu privire la avocatură. De fapt, aș menționa că licența de avocat a devenit mai atractivă începând cu 1 ianuarie 2012, când și în dosarele civile au fost impuși reprezentanții sau putea să fie admiși doar reprezentanți în proces civil care aveau licență de avocat. Până la această dată, din 1 ianuarie 2012, putea să fie reprezentant în dosarele civile orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani. Adică puteau să fie și persoane care nu sunt licențiate în drept. Se prezentau ca persoane care cunosc bine legea, se îmbracau frumos, aveau geantă frumoasă și respectiv chiar unii am văzut în acel moment până la anul 2012 nu erau avocați, dar aveau cărți de vizită pe care scria avocați. Dar această modificare de la începând cu 1 ianuarie 2012 a fost una bună pentru că prin aceasta a sporit calitatea actului justiției, pentru că dacă sunt înaintate acțiuni întemeiate în instanța de judecată, respectiv și judecătorul va pronunța o hotărâre întemeiată și nu va fi dus în eroare judecătorul sau desigur se proceda, poate nu avea acea pregătire juridică, dar se încerca de a soluționa cauze pe alte că, de exemplu, nu știa legea, dar știa să dea mită. Suncealul judecător poate da mită și soluționa pe altă cale dosarul. Și atunci când a fost propus admiterea în profesie de avocat a tuturor funcționarilor, pentru că a fost altă tentativă, când s-a propus ca toți funcționarii publici care au anumite experiențe să obțină licența de avocat. Dar a fost o reacție pozitivă a anumite asociații care a menționat că aceasta este un pas înapoi în reforma justiției. Deci noi considerăm că odată ce se va admite deputații care au vechime respectivă în profesie de avocat, va fi un pas înapoi. Eu cer scuze că vă întrerup aici și poate se cere a face o concretizare. Se referă la deputații care au absolvit facultatea de drept?
Problema că nici nu este prevăzut. Păi aici vroiam să ajungem până la urmă. Doar două criterii, să fie deputat și să aibă vechime în domeniul dreptului timp de 10 ani. Dar ce înseamnă vechime în domeniul dreptului? Poate fi și o persoană care a instrumentat niște dosare la o fabrică de făcut încălțăminte sau la o altă întreprindere care nu putem spune că direct are licență de jurist, dar tangențial a avut o activitate de jurist. Ulterior se va invoca că și el poate să obțină această licență de avocat, deoarece are o experiență fiind în carnetul de muncă menționat că a avut funcția respectivă care este tangențial legată de domeniul dreptului și astfel comisia de licențiere va fi confuză în acordarea acestor licențe. Va fi nevoit să libereze licență aproape a toți deputații care au o experiență într-un anumit domeniu timp de 10 ani. Și respectiv. Domnule Achimciuc, domnul Prisac făcea referire la perioada anterioară, perioada de până la 2002. Și atunci când vorbea domnia sa, mă gândeam la un fapt și țin cu tot din adinsul să vă întreb. Și spunea ceva mai devreme și despre cultura juridică. Întrebarea mea este următoarea. Ați avut cazuri atunci când concetățenii noștri confundă misiunea avocatului și până la urmă poate îl văd ca un intermediar între el și judecător? Pentru că domnul Prisac spunea și despre mită, spunea și despre alte scheme până la urmă? Sau nu avem cazuri? Haideți să spunem că nu cred că urmează a fi văzut doar ca intermediar. Eu consider că și ceea ce avem noi de zi cu zi, clientul vine și vrea nemijlocit ceea ce consideră că este corect. De multe ori preluând nemijlocit dosarul de la clienți, nu sunt puține cazuri în care noi explicăm din considerentul că ceea ce dumneavoastră ne solicitați, reieșind din poziția pe care dumneavoastră aveți, din documentele pe care ne le prezentați, nu vă putem reprezenta interesele în chestiunea pe care dumneavoastră ne-o solicitați. Și atunci vă consideră un avocat nu prea bun, da? De cele mai multe ori, posibil să fie o astfel de chestiune. Ceea ce este la ziua de astăzi este un pic altceva. Vă rog, clientul, spuneți. Venind cu dosarul, se bazează pe avocat că anume soluția pe care el o consideră corect, este soluția pe care urmează el să o primească de la justiție. Eu sunt de acord cu colegul meu în care parte menționează că odată cu stabilirea regulilor din 2012, nemijlocit acesta a fost un imbold pentru nemijlocit creșterea calității, nemijlocit actelor judecătoresc. Dar nu doar din această cauză. Judecătorului este mult mai ușor să-i fie formulată o cerere bine argumentată, cu solicitări corecte, cu cerințe clare, complete, unde judecătorul doar are de verificat argumentele per părții reclamante cu partea părâtă, respectiv contrapunerea sau, dacă vreți să-i spunem, jocul de-a normele. Pe când existând limitarea sau ceea ce se încearcă, cum dumneavoastră ați afirmat sau v-ați dat cu părerea că este pe regula ușii din spate, atunci posibil ca nemijlocit și judecătorilor calitatea actului judecătoresc în cel din urmă să scadă. De ce spun asta? Fiindcă în viziunea mea judecătorul este simplu atunci când sunt cerințele corect formulate, bazate, concret, fundamentate pe norme de drept și este foarte greu ca fiind doar cerințele formulate, iar norma de drept nefiind invocată. Chiar dacă codul prevede la momentul de față, asta nu reprezintă în sine o drept judecătorului să-i respingă acțiunea că acesta nu chiar bine a formulat-o nemijlocit în corespundere cu normele de drept. Ori de fapt, soluția sa trebuie să fie una legală și întemeiată. Și ceea ce se invocă că într-adevăr există vicii, da, vreau să vă spun că într-adevăr există viciile respective. Clienții deseori vin și te întreabă dacă poți să-i promovezi dosarul său și atunci trebuie să explici de fapt care este o misiune a avocatului și ce atribuții are avocatul. Fiindcă asta este o realitate a nemijlocit a societății Republicii Moldova, colaborată nemijlocit și cu legislația în vigoare și de multe ori avocatul este confundat cu acea persoană care despre colegul vorbește nemijlocit și despre care deja este un mit, cred că, în societatea noastră că vis-a-vis de soluționarea dosarilor respective instanțele judecătorești. Dar eu nu cred că noi atunci când adoptăm legea
legi și facem proiecte de legi pentru a fi aplicate cu bună credință de mare majoritate a colegilor noștri, nu trebuie să ținem cont că posibil cineva este de rea credință. Ori altfel, norma nu are acel spirit de a crea acele raporturi corecte pentru toată societatea. Fiindcă trebuie să spunem că norma trebuie să fie cu bună credință executată. Ori nu de puține ori, mulți experți vin la noi și ei se minunează de anumite proiecte și de anumite legi și de anumite cadre normative pe care realmente noi le avem, ele nu sunt aplicate fie din incompetență, fie din necunoaștere, fie chiar și din acel aspect că clientul vine și incorrect introduce acea acțiune în judecat. Și iată aici există acea clemență și iată aici este neclaritatea și de aici este și nemulțumirea. Fiindcă de multe ori am văzut dosare și am preluat dosare unde inițial lucrurile au stat prost ca fiind prost pregătit dosarul. Și iată aceste carențe ne-au trezit și ne-au pus de multe ori în imposibilități sau chiar ne-au dus la aceea că este improbabil să obținem soluția, chiar dacă un pe fond este corect. Și iată domnule aici profesor, trebuie de văzut. Haideți să vorbim un pic despre profesia de avocat, cât de compatibilă este cu alte activități și cât de incompatibilă. Pentru că în proiectul de lege mai este adăugat, cel puțin așa am constatat eu, cu exercitarea activităților științifice, didactice, sportive și de creație este compatibilă. De fapt, era vorba și de activitățile sportive. Haideți să vă pronunțați pe marginea acestei teze. E corect, nu e corect? Ce trebuia de omis, ce trebuia de adăugat? De fapt, aceasta a existat de mult în legislație și acum este, pur și simplu, redacția întregului articol unde dorește să fie modificată. În acest articol, de fapt, se propune și alte activități care nu sunt incompatibile cu activitatea de avocat și, de fapt, de mult se punea în discuție că ele n-ar trebui să fie incompatibile cu activitatea de avocat, cum ar fi activitatea de arbitru, de mediator. Iată, acestea se completează. Traducător, interpret avem aici. Traducător, interpret, dar până acum s-a admis ca avocatul să poată desfășura activitate didactică și științifică, pentru că în orice profesie este admis ca activitate didactică și științifică să fie promovat, fie funcționar, fie deputat în Parlament sau în alt domeniu, activitatea științifică trebuie să fie admisă pentru a dezvolta domeniul respectiv. Personal fiind și avocat, și profesor, și cercetător științific, care de fapt sporește calitatea pregătirii teoretice și asistența juridică care este acordată clientului, pentru că teoria cu practica se combină și de cum ar trebui să fie interzis. În privința activității sportive, cunosc și avocați care au și echipe de fotbal, care de fapt mai mult se ocupă cu echipa de fotbal decât cu activitatea de avocat. De ce să nu fie permis? Pentru că mai avem 3 minute în cadrul acestei emisiuni. Vreau două aspecte să le mai punem în discuție. Unul ține despre comisia de licențiere și comisia de practic care este inevitabilă în obținerea licenței de avocat. Vorbim despre integritate, vorbim despre procedură, vorbim despre, chiar astăzi, documentându-mă pentru această emisiune, am întâlnit un caz când un candidat va ține examen în fața tatălui său. În cazul dat ar trebui ca să se retragă acest membru dacă este tatăl al copilului care susține acest examen în admitere. Totul este corect? Totul este transparent? Deci este transparent acest examen pentru că vedem că în acest proiect se propune ca și societatea civilă să participe la această comisie. Ar trebui ca să fie admiși și membrii din societatea civilă pentru că să fie o transparență pentru întreaga societate și iată în această parte am susține acest proiect pentru că deseori avocații își susțin persoanele cunoscute, dar deseori poate
care nu au cunoștințele respective juridice. Deci ar trebui să fie un control, pentru că există factorul uman în orice domeniu și inclusiv în comisia de licențiere. Deci admiterea a societății civile în cadrul acestei comisii licențiere este binevenită. Domnule Iachimciuc, în 30 de secunde un aspect destul de sensibil. Codul deontologic al avocaturii rămâne a fi doar pe hârtie? De ce până la urmă și noi reprezentanții media nu prea suntem înștiințați despre cazuri atunci când ar fi fost penalizați avocații? Nu aș înclina să cred că toți sunt ideali la acest capitol. Până la urmă, de ce avem starea pe care o avem? Să știți că viziunea mea este următoarea. Nu există, desigur, pădure fără uscături, nu există colegi, dar de multe ori să privim atent și spețele pe care ne le prezintă clienții. De cele mai multe ori este o zicală veche că dușmanul numărul unu oricărui avocat este în primul rând clientul său. Să știți că aceasta nu este lipsită de un adevăr. Adevărul ar fi din simplu motiv că clientul enunțând ceea ce am menționat eu mai anterior, el crede că trebuie și soluția sa și poziția sa este cea mai corectă, crede în primul rând că avocatul este vinovat de lipsa sa de rezultat. Ceea ce este banal este că să știți că avocații care se respectă și realmente vor un nume în avocatură întotdeauna se străduie ca gama sa de servicii în primul rând să se conducă de acel cod deontologic. Acel cod deontologic presupune că ai dreptul să refuzi un client atunci când ești într-o posibil relație imposibilă cu partea adversă, dat fiind faptul că ți este client sau într-un fel sau altul. Ești imposibilitatea onestă să-i prestezi acel serviciu juridic. Motive pentru care codul deontologic, să știți, știți că în mare parte este respectat de către avocați, cel mai degrabă nu se, este tratat într-un mod discret sau într-un mod greșit de către clienți. Pe această notă suntem obligați ca să punem punct acestei emisiuni. Domnule Prisac, domnule Iachimciuc, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a veni în studioul nostru. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analytics, sunt Vlad Madan, o seară bună de alături de Accent TV.